Bună seara! Voi face etalările pentru o relație și iată că fac pentru un bărbat primul, care sunt persoane singure, deci primele le iau persoanele singure. Folosesc Lenormand, deci ce se va întâmpla cu capricornii singuri în următoarea perioadă? Ce se va întâmpla cu capricornii singuri în următoarea perioadă? Deci, aveți peștii aici, în trecut peștii, și s-a deplasat puțin chestiunea asta. Deci, peștii, gânduri negre, bani legate de un accident, de o problemă de sănătate, de o operație, deci gânduri negre și bani. Bani probabil cheltuiți. Prezentul. Aveți în față o dragoste, dar și un fel de Big Brother, un părinte, o persoană mai în vârstă care vă susține în tot ce faceți și viitorul vă este dat un succes, fericire, un succes în societate, fericire, o situație benefică, acest soare și luna, dar și un prieten loial, care va duce fericire. Legat de dragoste, este în fața dumneavoastră, aduce fericire și succes în societate. Acest urs, deci Big Brother, și o persoană benefică, nu e o persoană care să vă facă rău. Și câinele, deci o persoană loială, vă aduc și vă susțin tot la fel să aveți o reușită socială. Deci vă aduce această reușită socială. Pe diagonală aveți dumneavoastră prietenul loial care vă poate ajuta legat de acest accident sau operație. La fel și banii vă aduc fericirea, deci banii, prezența banilor vă aduce această fericire pe diagonală. În față, așa cum am spus, aveți dragostea, fericirea, dar și acest accident care rămâne totuși, e o ceva care vă mai afectează încă. S-a produs în trecut, dar vă mai afectează și acum. Și rămâne în spate, să zicem, rămâne, nu vă mai interesează chiar atât, eu știu, această prietenie, susținerea și banii. Dați multă importanță pentru acest soare, fericirea și reușita socială. Deci aceasta ar fi pentru un bărbat. Să vedem acum pentru o femeie. Ia uitați-o. Femeia. Deci să vedem ce putem spune despre această femeie.
în luna august. 1. Copilul. 2. Dragoste. Un bărbat în trecut. Corabia călătorii. Pierdere, pagubă. Un călător. Ce am putea spune? Trecutul legat de un bărbat, de societate, de călătorii, de natură. Acesta este trecutul. Acum prezentul este marcat de o schimbare profundă care vă este adusă de acest călător. Va aduce o veste, va aduce ceva care vă dă această schimbare, dar viitorul vă este adus de pierderi în lucruri mărunte, deci pierdeți ceva în lucruri mărunte sau legat de un copil și dragoste, foarte multă dragoste. Deci aceasta ar fi aspectul general. Pierderea, așa cum am spus, este legată și de dragoste, dar și de acest călător care, așa cum am spus, la aveți aici, pierderea și dragostea. Dar schimbarea, tot la fel, este legată de o pierdere, este o schimbare majoră. Poate fi o mutare, o schimbare de mediu, deci o schimbare profundă. În lucruri mărunte ceva pierdeți. Poate să fie lucruri mărunte pe care le pierdeți în această schimbare care începe de acum. Ea de prezentul. Și trecutul este legat tot la fel de această schimbare, dar de călătorii, de mediul natural. Călătorul la fel face o legătură între dumneavoastră, bărbatul și mediul natural sau societate, grupul de origine. Deci face legătura între ele. Deci am putea spune că este cu o veste, cu o noutate, cu ceva, va aduce o veste, un răspuns. Diagonala este dragoste la un drum, la o călătorie. Lucruri mărunte sau un copil legate de un bărbat. S-ar putea să aveți un copil cu acest bărbat care rămâne în urmă. Deci poate să fie vreo persoană care se despart sau eu știu au anumite relații care nu vor mai merge în același stil. Eu știu, se schimbă ceva în aceste relații. Aveți o schimbare clară și legată și de acest copil. În spatele dumneavoastră rămâne bărbatul, călătorul, dar și dragostea. Deci nu mai aveți în față. În fața dumneavoastră prezentul rămâne pe pierdere și viitorul este pe o schimbare, o călătorie, o deplasare undeva și lucruri mărunte. Deci, sau un copil. Vă deplasați, vă mutați undeva cu un copil. Așa văd altceva, nu am ce să zic. Să vedem runele. La rune aveți un nied la trecut. Prezentul. E Gifu, e bine. Eolc, viitorul. Gifu, sigel este pentru, scuzați-mă, sigel, ceea ce aveți de așteptat. Și Fehu, la ceea ce vi se spune primiți. Deci, putem spune că acest nied va aduce emoții puternice, va aduce schimbări puternice. Sunteți cumva, am zice, treceți abisul. Deci trebuie să fiți foarte prudenți la acest nied, fiindcă el întotdeauna aduce acele momente de schimbare, dar și, am zice, vă face să vă mobilizați trup și suflet pentru a depăși o situație, o situație care este, să zicem,
dificilă. Acesta ar fi nied. Deci, încercați ceva, dar nu aveți energia necesară, nu puteți să mergeți până la capăt. Gifu reprezintă un dar. Primiți un dar, un dar care poate să fie material, dar poate să fie și spiritual. Este un moment benefic acest Gifu. Poate fi și o declarație, poate fi și, așa cum apare aici, dragostea. Deci poate să fie o declarație pe care o primiți, poate să fie o legătură strânsă între doi prieteni și se cimentează, am putea spune, prin această declarație. Ceea ce aveți de așteptat, de sperat, este să aveți această energie. Deci trebuie să vă acordați multă atenție pentru a vă recăpăta energia. S-ar putea să vă recuperați mai greu după o perioadă de boală, după o perioadă de criză. Deci este un moment în care trebuie să vă acordați, cum să spun, atenție, în primul rând, sănătății dumneavoastră. Ceea ce vi se dă de acceptat este muncă, muncă foarte grea, dar și, cum să spun, acumulare. Este și o acumulare de bunuri, o acumulare materială, eforturi foarte mari. Eolh pică în poziția viitorului. Eolh. Deci, Eolh într-o poziție bună este o influență nouă, norocoasă în viața dumneavoastră, cu emoții noi sau instincte, oportunități în carieră, o runa prieteniei sugerează relații, relații din afară care aduc generozitate și bucurie, aduce o protecție, aducând noroc, premoniția vă ajută să depășiți, deci intuiția vă ajută să depășiți momentele dificile. Aceasta a fost pentru a... pentru cei care sunteți singuri. Deci totuși terminați cu o notă mai bună. În schimb, pentru cei care au deja o relație, voi folosi tarotul Druid. Întotdeauna când mă apuc să fac. Deci voi folosi tarotul Druid pentru a vedea cum este relația voastră în luna august, pentru Capricorn. Va fi cartea relației. Deci, așa cum este la baza pachetului, regele de spade. Deci, pentru unii capricorni, ați văzut că a mai picat acest rege de spade, deci o persoană care va duce un aspect legal, un răspuns, poate fi și un control. Deci, trebuie să fiți prudenți. Acest rege de spade, el nu aduce decât cheltuieli. Situația în care se află relația, magicianul. E un aspect benefic, partenerul, prințul de pentagrame, patru de pentagrame, asul de pentagrame, dumneavoastră, 10 de pentagrame, numai banii vă aveți, și 6 de bâte, dar și steaua. Aveți magicianul. Magicianul este acel moment în care
am zice că relația dumneavoastră este o relație deosebită, protejată de Mercur. Mercur care va duce tot timpul, să zicem, aspecte benefice, deci el reușește întotdeauna ce își propune, va asigura o protecție a drumului, mister în viitor, deci reușită în tot ce își propune și, am zice, poate să manipuleze situații, persoane, pentru a-și atinge țeluri. Nu se dă bătut acest magician. Ia uitați-l, aveți și un 3 de spade. Deci o trădare. Am zice, poate că există, a existat un moment de cumpănă. Și magicianul s-a descurcat. Cum evaluați această situație? Speranțe. Sperați ca totul să fie drept, totul să fie bine, totul să meargă spre împliniri, spre o situație benefică. Deci este vărsătorul. Este o speranță, am putea spune. 9 de cupe într-o relație. O speranță de a fi relația cât mai bună, de a fi mulțumiți de această relație. Aceasta ar fi aspectul. Deci de a fi mulțumiți de această relație. Partenerul evaluează totul la un prinț de pentagrame. O fecioară. O persoană tânără, un bărbat tânăr dintr-o zodie de pământ, fecioară, care călătorește foarte mult, realizează venituri, este o persoană, cum să spun, corectă, o persoană care ține foarte mult la aceste succes, deci la succesul pe care îl obține. El alternează succes cu succes și obține venituri. Ia să vedem. Este acest 8 de bâte, deci comunică, are o activitate care are la bază foarte mult comunicarea, poate fi partenerul vostru. Și el evaluează totul la situația lui. Mercur chiar este legat de fecioară. Ceea ce sperați? Să rezolvați o situație, un 6 de bâte. Aveți un obstacol, aveți o problemă și ați vrea să o rezolvați. Să scăpați de această problemă, să fiți corecți, fermi și să evitați obstacolele, am zice, sperați. Tot 6 de bâte iese, deci întărește această speranță. Speranța partenerului este să primească niște bani, dar să-i și economisească. 4 de pentagrame, cam asta reprezintă, primește bani, dar trebuie să-i și economisească și să pară puțin avar. E, speră totuși să economisească acești bani. Ierofantul reprezintă taurul, dar reprezintă în primul rând o persoană care ca un fel de mentor, care vine și vă cere să aveți un anumit comportament, o anumită atitudine, ierofantul. Deci acesta ar fi marele preot. Deci, să nu etichetați ceea ce arătați celorlalți, capricornii. 10 de pentagrame, banii pe care îi obțineți în familie, bani care vă dă o stare de bine, vă simțiți bine și am zice că puteți să faceți anumite investiții cu acești bani. Cam asta reprezintă investiții pe care le puteți face. Și împăratul este o persoană autoritară care vă susține să aveți o judecată dreaptă, el întotdeauna impune, cere ascultare, dar supunere, ajută și pe supușii săi. Partenerul arată un as de pentagrame, deci faptul că economisește bani, vrea să aibă un fel de talisman al norocului, dar totuși atenție că acest talisman al norocului are limite exact conduita voastră, adică a partenerului trebuie să aibă o conduită fără greșeli, o conduită corectă,
Deci fără greșeli, fără iluzii care să-i aducă pierderi. 8 de cupe. Am zice că încearcă foarte multe, vrea să facă totul să fie bine în relație, depune toate eforturile și vrea într-adevăr să investească, să facă o investiție mare, să facă un cadou. Deci ceva de genul ăsta. Să vedem și runele. Deci pentru cei care au deja o relație, avem Beorc, care este trecutul, este răsturnat. Otel, prezentul. Eolh, viitorul. Ce aveți de așteptat? Este Raidoh răsturnat. La ce vă așteptați? Și Fehu, ceea ce aveți de acceptat. Deci, de oric răsturnat, de acel aspect de probleme familiare legate de casă, de conflicte cu cei apropiați, acesta este trecutul. Este o atenționare până primiți o încurajare, deci prevestește situații familiare nefericite sau veți fi îngrijorați, anxietate legat de cineva apropiat. Prezentul este Otel, care reprezintă bunuri, poate să reprezinte și moșteniri pe care le primiți, deci bunuri pe care le realizați sau chiar investiții pe care le faceți. Și aveți aici asul de pentagrame, deci poate să reprezinte și o investiție pe care o faceți, aduceți ceva în familie. În schimb, ceea ce vă așteptați, deci așteptați ca ajutor. Orice om nu speră un ajutor de la cineva. Și acesta este un Raidoh răsturnat. Promisiuni încălcate. Deci cineva v-a promis să vă ajute și de fapt își încalcă promisiunea. Se mai întâmplă, mai ales dacă e vorba de rac. Păcăleli, călătorie care trebuie făcută la un moment dat. Dar chiar dacă nu este fericită, poate fi o vizită la o persoană în vârstă, un bolnav, este un moment în care vi se dă peste cap planurile. Deznădământul este nedorit. Sfatul, fiți atenți și la persoana cu care sunteți în relație, fiindcă aveți nevoie de conciliere, de răbdare, de menținerea situației și mențineți-vă simțul umorului. Am putea spune, ceea ce aveți de acceptat. Nu aveți cum să schimbați, este munca, eforturi foarte mari, muncă, foarte multă muncă. Deci, acesta ar fi Raidoh, Fehu, pardon, scuzați-mă, Fehu. Dar o acumulare lentă și sigură. Eolh este o influență norocoasă, bună, o viață bună, deci prietenii noi, relații noi, e o situație foarte benefică. Aceasta este etalarea, vă doresc numai bine!